nu știu ce boală a dat în tuile noastre. Uite, ăsta e cel mai uscat. Acum cred că va fi cea mai mare provocare. Și cum vei ajunge acolo sus? Melissa a zis să nu începem fără ea. Încercarea vine în are. Uite ce grăsime este aici. Ați tăiat tuia? Nu mai putea fi salvată, Mircea. Da. Păcat de tuia. Așa-i dacă privești film până târziu cu Mircea. Și mi-ai promis? Mami, dar ora de muncă încă nu a început. Dar roboțelul l-ai pus să lucreze. El a promis că lucrează 24 de ore. N-ar trebui să respectăm și noi lui dreptul la odihnă. Sărbăr. Miha, cum ai îmbrăcat căciula? Peste ochi așa? Vremea se încălzește și mai mult. Deci nici astăzi nu mi-am luat geacă. Și eu exact așa. Am zis că gata cu gecile. Poate chiar să le punem noi la locul lor convenit pentru vară. Dar de ce ești așa răgușit? De ce? Trebuia să-ți iei geacă? Pentru că am băut apă rece. Ce am pățit noi, tate, că am pierdut vocile. Suntem ambii răgușiți. Așa e când te scapi la apă rece de izvor. Dacă n-am reușit în casă să mâncăm anafără, atunci mâncăm în mașină, în parte. Nu știu ce boală a dat în tuile noastre, doar că au început să se usuce unele crengi. Și am fost la un magazin de materiale de construcție să cumpărăm un ferestreu telescopic și am văzut că prețul ia destul de mare. Atunci am zis să caut unul electric, care are același preț. Nu știu cât va ține, dar sperăm să țină bine și să-și facă treaba. Chiar acum îl testăm. Dar asta nu e ferestreu. Chiuvetă pentru apă cu bule! Pentru apă plată. Ce-ai pățit, Ionuț, la deget? Ionuțu! Unde, bubă? Mamă! Vai! Hai să ungem cu ceva și să punem plastere, vii? Hai, vin aici la masă. Cât de bun! Am văzut acolo o baterie în priză și nu știam pentru ce este. Acum mi-am dat seama. Ce bubiță mare ai. Dar de unde ai buba asta? Aici, aici. Acolo? S-a lovit? Așa. Nu strângem tare, da, Ionuț? Așa, gata. Mulțumesc. Cu plăcere. Nu te-ai lovit. Tu ești bravo, tu nu ai bubițe. Mihai tot vrea plasture. Zici că e o jucărie. Și lanțul. Și însuși ferestreul. Dar hai să testăm să vedem ce face el. Hai să-l punem să vedem cum se strânge, cum se pune. Hai, parcă e simplu. Are oare față și dos? Ar putea să aibă, știi? Aha, gata, am văzut. Iese aici un desert. Afară merge mai bine mâncarea. Poftă bune! Mulțumim! Ce, Miha? Hai, mănâncă. Gata, ne descurcăm. E dat destul de clar. Rămâne doar să punem asta, să întindem lanțul. Chiar e o jucurie. Zici că e telecomandă pentru mașinuțe. Aici cotești, dar mai mult seamănă, zici că e de la Matei din lediță, cu instrumente. Ia să vedem, mai. Face cea. Oh. Sunetul cel puțin ne lasă să credem că va face treaba. Salut! Astăzi am dat un test foarte drăguț la limba germană. Melissa, dar tu ai spus că este așa o regulă. Cu 3 zile înainte și 3 zile după, ziua ta nu se dau teste. N-am spus așa regulă. Și cum ai scris? Ai reușit? Da, deja știu și nota, pentru că cei care termină primii pleacă la profesoară și corectează pe loc. Am luat 10. Tocmai de aceea și-am ales asta, pentru că are
și una mică și dacă vrei, uite, o atașezi aici, la capăt și tai deja sus din pânt și se mai extinde încă vreun metru. Ca să vedem asta mică ce face. A tăiat, Mircea. Gata! Și-a făcut treaba. Eu zic, pentru mici, da, dar cum să vedem acele mari? Oh, cât bun noi facem de la chiul asta. Este. Acum să încercăm să-i dăm un efort mai mare la o creangă de un deget și ceva. Simplu. Nu trebuie să tragem, știi? Ca la cei mecanică. Ce faci, Ionuț? Dar suc. Mulțumesc. Suc. Astăzi Ionuț se învață să fie altruist în familie și se împarte cu fiecare. Cu cât dă mai mult, cu atât primește și mai mult. E gustos. E gustos. Mulțumesc. Dă-mi Mirese, cu Mircea. Și aceasta mai groasă, o taie? Încercarea vine în aer. Cât de rapid! O jucărie din asta? Mamă, ce jucărie! Și nu e rost deloc. Acum e cea să-i punem bara aceea telescopică, să vedem cum va tăia vârful, cum se va descurca acolo. Eu zic că s-a descurcat foarte bine, deși costă 300 și ceva de lei. Își face treaba cât 1000. Doar ne rămâne să scoatem propriu zis ferestreul. Îl atașăm aici. Așa e de mic ferestreul? Și cum o să taie crengile? Și cum vei ajunge acolo sus să se pornească, să-l apeși? Deja bateria se transferă Mircea jos. Și are buton? Este aici. Parcă nu pornește. Opa. Nu mai funcționează. Ori eu ceva nu am priceput, sau așa e într-adevăr este construcția acestui ferestră. A trebuit să-i pună ceva un arici, care de fapt era în set. Ah, dar este și o instrucțiune. Astăzi la Easybox a venit acest colet foarte drăguț și nu știu ce se află în interior. Hai să-l despachetăm! Oare vine ceva de-al meu? Un costum de fotbal? O plasă? Oare ce poate fi? O minge? Voi nu vă imaginați ce febră musculară am eu. Doar ieri am jucat puțin fotbal și astăzi mă dor extrem de tare picioarele. Dar tu mereu te joci fotbal. Cum de nu te dor și pe tine picioarele? Deja sunt obișnuit cu durerile astea, deși nu mai am. Cu cât și vai am rupt această peliculă și... Și se află în colet... Caiete! În sfârșit au ajuns! Pentru că la mine deja mi se termină caietele și am ales acestea pentru că au o copertă din plastic și nu se rupe, nu se zgâre atât de ușor. Sunt niște caiete mici, dar ca să fac ca să aibă mai multe foi, pot adăuga aici încă un caiet. Că aceasta este o copertă și aici este un caiet. Și mie îmi dai doar o copertă. Ok! Sigur îmi ajung pentru toate bateriile. Sau poate nu, pentru că anul viitor voi avea și chimie. Până noi am pus aricii la sus, nu pornește butonul de jos. Sau ceva, mă trebuiește să citim. Dar... Wow! Încă? Oho! Câți metri are? Vai! Acum, hai să încercăm să tăiem. Mircea, cu asta trebuia să-ți iai mingea de pe acoperiș. Ia să vedem. Ai văzut, Matei? Vârfurile cele mai uscate sunt cele mai sus. Încercăm. Tati, dar dacă dăm la vecini? Mai strădă să-mi dau.
ce rapid! Vai! Și fără scară, fără nimic. Și fără mare efort. Mamă! Face mizerie. Mircea! Asta e groasă. Așa. O, aici mi-e complicat. Gata! Deja intrăm în azart. Da. Cât de simplu. Dar noi vroiam să aducem camioane, macara, scări mari. S-a băgat și un lem și mi-a blocat ferestreul. Micuț, dar voinic. Dar cât ține bateria? Nu știu, acum și vedem. Ești curios? Ce faci acolo, tati? Tund copaci. Verzi? Da. Sau uscați? Uscați. Am o creangă care este, care necesită să fie tăiată mai de jos. Și asta vom face. Scurtăm ferestrele nostru. De ce e așa iarba? Probabil când s-a tuns cu mașina de tuns iarba, a rămas plină de iarbă. Și atunci, și mai târziu, și mai înainte, iarba se năsucă, știi? Și din cauza asta nu avem gazon verde peste tot. Ia uite câtă iarbă uscată. Oho! Părinte, Bogdan a spus că trebuie să o scarificăm. Nu știu ce. Să o scarchinăm. Din porțiunea asta mică de gazon, deja jumătate de sac de iarbă uscată am strâns. Iată și din ce cauză se usca gazonul nostru. Wow! Și s-a dus. Mie îmi pare, tate, sau e mai silențios decât cum auzim noi de obicei că se taie lemne pe răstrăul ăla. Nu e o drujbă, e o drujbă pentru... adulți. Noi ăștia colțuți. Și cel mai gros. Ce avem noi de tăiat? Îl testăm chiar acum. Și cel mai uscat. Cu diametru de 10 cm. Nu știu. Foarte mic. Nici un minut. 20 de secunde. Mamă! Fiți atenți! Uite, ăsta e cel mai uscat. Și cel mai înalt. Unde îl băgăm? Mamă! Da, tu ești usucă. Eu scot păpădiile și toate aceste plante care te ustură când calci pe ele. Ca niște urzici. Cred că mai trebuie apă, Matei. Și n-ai de ce împlită, ce se poate. Acum cred că va fi cea mai mare provocare. Să ajungem în vârful celor mai mari tui. O! Ce curte. Mircea s-a dus în drum să prindă crengile. La până aici a ținut bateria. Nu am încărcat-o. O încărcăm și aia vedem cât e. Iată și problema tuilor. Se scutură foarte des și se usucă, văd că destul de repede. Și totul se duce în piscină. Și săptămâna trecută
am scos vreo 10 saci de resuri de tuiel. Dar eu vreau să pregătesc masa de post. Salată și humus. Și zilele trecute am gustat smântână de post. Aproape că nicio diferență decât cea adevărată. Cred că e făcută din soia. Ce urât a rămas vârful. Pentru început voi spăla salata. Și asta este salata gata făcută. Deci o pun direct în bol. Și stai că ulei n-avem voi în post. Sos de salată. Dacă își face treaba și la această tuie te recomandă respectivă, îi dăm nota 10 cu mare plus. Uite ce grăsime este aici, mai mare decât ea de vreo două ori. Ce? Și una când e gros, dar alta că e uscat. Destul de repede intră și rapid taie. Doar că apasă peste el și nu neacă. Am pregătit pe masă salata, humusul, smântână de post și niște fructe și roșii care le-a pus aici Matei. A trecut un minut. Wow, dar e prea. Hai că te ajut și eu. Să scucăm în partea cealaltă. Aici? Aici este un cablu. Stăcați de el. Oh, 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 oh. Da. Mamă, ce de ușor. Vom avea lemne de foc. Mamă. Multe. Acum trebuie să ne scoatem cumva de aici. Vai. Parcă e șurubelnița electrică. Nu e chiar atât de uscat. Oh. Încă unul. Hai că nu e atât de greu. Mai greu va fi să strângem toate acele astea uscate din toată curtea. Din trei mișcări a fost gulit. Și cât a durat? Nici... Nu, nu 10 minute. 5 minute. Dacă sunt măcar 5. Și mai avem acolo. Da. Păcat de tuia. Eu zic, eu un preț scurbat pentru tuia, dar în schimb, după asta la mine, vă răsucla. Va fi mai aerisită. Poate fi și asta cauza că se usucă așa de mult. Înăuntru, practic, se uscate. Ieri am învățat foarte bine pentru test, pentru că chiar dacă dăm din ceva ușor, am făcut exerciții puțin mai complicate, poate ne dă și din astea. Și abia acum am observat că acest ghiozdan este rupt. Îl folosesc astăzi și mâine îl voi coase. Cum, gata? Aproape. Da. Doar că se descarcă cam repede, dar îl înțeleg. Bateria lui ne ajunge cam la o tuie aproape de tot. Topenim. Wow. Și da. Banca. Eu zic că într-o zi poți le dai pe toate jos. Se mai pornește, se mai oprește, dar așa e când e descărcat. E micuț. Poate nu e asta. Ați tăiat tuia? Cum? Una întreagă? Nu mai putea fi salvată, Mircea. Păi eu ceva aud acolo. Oare s-a blocat vreo pasăre? Probabil că și-a făcut cuibul undeva pe aici. Hei, unde ești?